Înțeles ideea. Da. Da. Nu mai răzvan. Ideea este, după cum spui tu, va fi foarte greu să găsești o rasă pură care să facă toate lucrurile astea. Va trebui să ajungi la o albină care să o ai. Fiecare rasă are plusurile ei și minusul ei. Și atunci, ideea de o rasă pură care să facă așa nu prea, că fiecare rasă e cumva foarte puține puncte comune. Restul sunt antagoniste, sunt diferite. Și au punctele lor tare, punctele lor slabe. Și atunci te întreb ce care este mai bine pentru tine. Absolut, absolut, da. Acum că pot să devin anatema pentru grupurile de carnica, dăm voie să spun că ceea ce ajunge de la carnica pe la clienții din Europa, și mai ales Europa de Est, nu este rar ajunge ceva valoros și ceva pur. Asta spun vehement. De ajunge de mai degrabă ajunge ceva mediocru sau un hibrid. Da, și atunci, na, poți să vezi cum se manifestă și hibridul, sau poți chiar anume să mergi pe treaba asta, să te edifici. Ce îmi convine mie? O rasă pură și atunci mă aprovizionez tot tipul de F-uri, o 0, da, de breeder, sau mie îmi trebuie o albină care nu contează că e rasă pură, contează că face treaba care mie îmi trebuie. Da, și eu anul ăsta, ți-am spus, pentru mine, în contextul meu specific, prioritatea a fost să am polen și păstură în stup. Da? Și am avut albine care au răspuns la treaba asta și am avut albine care au fost răspuns la altă treabă. Pe asta nu făceau bine, care m-a interesat pe mine. Dar nu înseamnă că nu au fost albine bune. De asta trebuie să știi. Și atunci trebuie să vezi, mai ales dacă vei deveni multiplicator de albină, de regine, tu trebuie să știi clientul ce vrea. Și tu să ai și de aia, și să ai și de aia, să ai și de alante. Da? Mai ales dacă ai prea multe pe acolo, știi, vor fi prea multe opțiuni, vor fi prea multe care îți fac ochiul. Da? Da. Nu știu dacă permiți o parafrazare, dar când ai nevastă, toată energia ta s-o dedici. Dacă tu ești burlac și ai prea multe pe listă, nu mai știi cu care să te întâlnești. Și pe urmă dai kix, te întâlnești cu două odată și nu știi care e cea mai preferată. De aia, atunci poți să ai mai multe rase sau poți să ai mai multe linii în aceeași rasă și nu știi care la care să rămâi, că la un moment dat trebuie să te așezi. Nu poți să rămâi împrăștiat. Nu poți face față. Nu poți face față. Și atunci, asta e una. Și apoi mai este și celălalt aspect, ca și aspect de genetică, ca să păstrezi. Învățam treaba asta că amelioratorii, selecționerii, păstrează două, maxim trei rase, care sunt mai profesioniști și au și bani și își permit trei rase, vorbim de rase pure. Așa, linii, da, deci de asta spun. Mulțumesc. Da. Și de asta tu te va trebui să te așezi pe ceva care să vezi ce-ți convine
Și să cauți, fie să crești în continuare din ceea ce ai ajuns acolo, fie să îți găsești o sursă validă. Nu te poți duce la nesfârșit în stânga, în dreapta. Parcă aceeași treabă l-a auzit încă făcea și Petrică Toma de la Roma sau de la Milano, de unde este el. Da? Tot pe treaba asta se dusese să-și ia multe, multe, multe și nu dă bine. Deci eu am avut, da, am avut trei linii cu bride, deci le vorbim de linii integre, cap-coadă, da? Probate și lucrate de Bacast, deci de pe bride. Așa, și am avut ale trei linii de carpatină. Final mi-am dat seama, bă, nu pot lucra cu trei linii de carpatină. Hai să văd care e și... Da, am mai dat jos din carpatină, am rămas cu două linii de carpatină. Nu poți. Am rămas pe linia producție polen cu linie de bacast, am rămas, da, pe mere cu altă linie de bacast. Nu poți. Și mai ales dacă nu stai și nu continui să faci an de an seminările și selecția și toate astea, ajungi la un moment dat, pierzi. Și când după ce ai făcut și mai aveai hop să dai de diamant, nu îți pică bine, te apucă plânsul. Da. Dar eu nu-ți vorbesc că eu sunt deștept. Eu stăteam de vorbă cu Cristi și mentorul lui, cel care se ocupa acolo la asociație, a spus: Cristi, ești cu prea mult împrășcheat, ai prea multe linii. Valoroase, bune, doar așa, dar nu vei face față. El avea, nu știu, 7 sau 10 sau 12, nu știu câte alea. Înțelegi? Linii care vorbim de 8 generații în urmă. Nu vorbim... Da. Și spunea că va trebui să se reducă la câteva. În toate astea să rămână doar câteva. Da, și de asta... E formare. O să-l vezi tu. Doar să probezi și să fii realist. Știi, să nu-ți fură ochiul, știi, că mă uit la trei copii, toți sunt scumpețe de copii, vii să-i mănânci pe fiecare, să-l mănânci cu dur sau obraj. Dar fiecare are frumusețea lui și gingășia lui aparte, inteligența lui sau, știi? Dar și răsfățul lui sau răutatea lui. Și atunci care e cel mai bun? Nu pot să spun, copiii mei. La fel vei pățesc și cu albinuțele, să știi. Sunt copiii tăi și va fi greu să te desparți de una la alta. Îi mai dai șanse, mai nu știu ce, pierzi vreme, cheltui bani. M-a sunat, dar n-am apucat să vorbesc nimic pe tema asta. A fost scurtă. Eu duceam copiii la grădiniță, omul se ducea în fermă. Caut să ne vedem față în față și să știi.